Venezia la această expoziție și aș vrea să vă spun mai multe idei despre pictura pe care eu am creat-o și am expus-o aici. Consider că e foarte important să vorbesc despre arta mea ca să vă transmit câteva idei față de ceea ce am putut să spun aici. Practic avem două sfere, una de jos și una de sus. Avem o lume a Pământului, a Pământului și o lume a Luminii. Și ființa umană este între cele două luni, iar curba de sfere este simbolul perfecțiunii, este simbolul legii, este simbolul a ceea ce stă la bază, dacă vreți, simbolul raționalităților lui Dumnezeu pus în lume. Dacă lumea nu are la bază aceste legi, aceste idei perfecte, practic lumea se năruiește, se duce în haos. Iar dacă privesc la chip, practic este o parte din noi care se arată lumii și o parte din noi care nu se arată lumii, care rămâne în interior. Este vorba despre intimitatea noastră, care trebuie să rămână ascunsă. Trăim într-un timp în care tot ce este intim este expus în video, în tot ce înseamnă social media. Consider că partea aceea ascunsă a noi trebuie să fie noi, trebuie să fie cunoscută doar de Dumnezeu, este taina noastră cu El și în partea aceea ascunsă și neștiută lumii constă forța noastră. Este un ochi deschis, pentru că omul are această capacitate de a cunoaște, de a ști și de a vedea lumea. Practic este o pendulare între două lumi, între una telurică și cea de lumină, între lumea din interior către exterior și înapoi. Practic am creat două jumătăți, una sus, una jos, una stânga, una dreapta. O să vă mai spun mai multe lucruri despre această pictură, pentru că îmi place foarte mult.